au fost percheziții aseară pe domeniul lui Victoraș Nicula. Bezadeaua magnatului bihorean Viorel Micula a fost vizitată de ofițerii de la Direcția Generală Anticorupție. Anchetatorii au ridicat mai multe documente, dar și laptopuri. Descinderea are legătură cu dosarul de nerespectare a regimului armelor și munițiilor făcut de poliție după ce tânărul a postat pe Instagram poze în care apare alături de un pui de leu și o armă. Vă reamintesc că și în trecut Victoraș Nicula și prietenii săi s-au filmat în timp ce făceau drifturi în parcarea unui mall din Oradea și trăgeau cu o mitralieră într-o clădire din oraș. De ce ați venit? Ce s-a întâmplat pe aici? 3 dupe și 11 autoturisme ale Direcției Generale Anticorupție au ajuns la casa familiei Micula, aflată într-un cartier exclusivist din Oradea. Ancheta ar viza infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, dar și de braconaj. Pe durata descinderilor, Victor Micula a ieșit de mai multe ori cu mașina, însă nu a făcut nicio declarație. Un amic de-al său însă a confirmat perchezițiile. Dar am înțeles că a fost degeaua aici la voi și va trebui casa. Dar de ce se întâmplă lucrurile astea? Îți explici cumva? Are legătură, să zic, cu filmulețele care au apărut atunci pe site-urile de socializare cu arma? Poate. Victoraș e acasă sau nu? Cel mai probabil perchezițiile au legătură cu scandalul din luna martie acestui an, când protagonist a fost Victoraș Micula. Este vorba despre mai multe filmulețe apărute pe site-urile de socializare, în care Victoraș Micula împreună cu prietenii săi au făcut curse de viteză, dar și drifturi, dar au fost surprinși în timp ce trăgeau cu armă, despre care ei atunci spuneau că ar fi fost vorba despre AK-47. Ulterior, după ce polițiștii au intrat pe fir, s-au răzgândit și au spus că este vorba despre o armă de tip airsoft. Ei au venit sub pretext așa pentru infracțiune de drept comun, dar eu cred că urmăresc alte chestii, părerea mea, da? Victor Micula nu e la prima abatere. În luna decembrie anului trecut, pe internet a mai apărut o filmare în care tânărul apărea circulând cu o pușcă cu lunetă sprijinită de bordul mașinii și pe jumătate scoasă pe geamul din dreapta. Alte imagini îl afișau pe acesta și în compania unui pui de leu, tot în mașină.